Nu e vorba de străști, ci e vorba de un primar. Consilierii locali au sfidat practic marea nevoie a orașului, care a rămas din luna mai fără apă caldă. Nu au plătit datorile pentru regia de termoficare, ci știți ce au făcut zilele astea? Au aprobat un proiect pentru Festivalul Verii. Consilierii liberali nu au fost de acord ca o sumă atât de mare să fie cheltuită pe o sărbare publică. Nu sunt împotriva evenimentului, ci valoarea respectivă este prea mare. Cu banii ăștia s-ar fi tot rezolvat mult mai multe probleme. În ciuda opoziției liberale, hotărârea a fost adoptată de ceilalți consilieri care o consideră corectă. Festivalul Verii este deja în Onești o tradiție, deci avem experiența câtorva ediții anterioare și în condițiile acestea de criză am considerat că suma de 90.000 de ron este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor. E mai bine să existe acest festival, să fie, decât să oamenii să-și pună întrebarea oare de ce administrația locală anul acesta n-a mai organizat acest festival. Gestul municipalității nu este pe placul localnicilor. A trebuit să reorganizeze orașul vechi, să reabiliteze asfaltul, trotuarii mai buni. Suntem foarte mulți în șomeri și în loc să se aloce pentru fabricile, pentru platforma în general, ne distrăm. Să se creeze mai multe locuri de muncă, nu știu. Mai merită și orașul să se mai distreze, dar și locuri de muncă tare sunt necesare. Festivalul Verii Onești 2009 va avea loc de mâine până duminică în Parcul Municipal și va cuprinde mai multe concerte cu artiști locali și din țară. Primarul oferă circ, pâinea urmează, probabil anul când va trece criza, dacă ținem cont de previziunea domnului Ghizdeanu. Suntem în direct cu domnul primar, domnul Emil Lemnaru, de la PSD. Bună seara, domnule Lemnaru! Bună seara! De ce n-ați achitat cu banii ăștia datoriile pentru regia de termoficare și le dați oamenilor mici bere și festival al verii? Dați televizorul puțin mai încet. Mulțumesc! Se pare că este o dezinformare făcută la adresa dumneavoastră, da, determinată de faptul că Primăria Onești, Consiliul Onești, nu are nicio datorie față de această societate de termoficare. Și atunci oamenii de ce au rămas fără apă caldă? Pentru că statul român, guvernul român, nu a achitat din 2007-2008 subvenția la energia termică, 17 miliarde de lei, iar locuitorii au avut datorii care au întârziat aceste plăți care, dacă s-ar fi făcut la timpul potrivit, nu ar fi avut necazul cu apa caldă. Adică cetățeanul îi devine, adică toți oneștenii sunt datornici? Nu toți oneștenii sunt datornici, noi vorbim de cifre. Deci datoria la gaz metan a fost de 11 miliarde de lei, statul român avea să ne plătească 17 miliarde de lei, între timp au mai venit ceva bani de la obligațiile statului pentru această societate comercială. Au mai venit. Populația a mai achitat din obligațiile care sunt. Și banii ăștia pentru festival nu putea să îi dați la datorii? Nu. Banii respectivi sunt cu destinație specială. Nu puteau fi dați. Era un buget pentru Festivalul Verii. Festivalul Verii și... Haideți, domn primar. Domnul primar, înseamnă că aveți bani acolo la Onești, din câte văd eu, dacă vă permite să dați 90.000 de lei pentru Festivalul Verii. Aveți bani acolo la Onești, la primărie? Nu se pare că gospodărim mai bine decât alții. Bun, dar de asta faceți credite pe timp de criză, pentru că m-am uitat în hotărârile dumneavoastră de Consiliul Local și am văzut că faceți credit pentru renovarea sălii Nadia Comănești, de acolo, din Onești. Nu este un credit pentru renovarea sălii Nadia Comănești, este o sală nouă, polivalentă, este o sală nouă, modernă. Și creditul pentru ce este? Creditul este pentru cumpărarea de aparatură de gimnastică, întrucât orașul are nevoie de asemenea sală de gimnastică. Păi, spuneați mai devreme că aveți bani, domnule primar. O secundă, este un credit care este în derulare și creditul este pentru cu destinația. Putea să investiți acești bani din Festivalul Verii în aparatele acestor mici sportive care poate mâine vor ajunge o nouă Nadia Comăneci și vă ajutați orașul, nu? Deci discutam de corelația, o să vorbesc? Vă rog frumos, vă ascult. Discutam de corelația între energia termică neplătită și acest festival al verii foarte dorit de cetățeni de altfel. Repet, dacă... Ați văzut din imagini cât îl doreau. Am văzut. Unii dăni. Ce vreau să vă spun? Subvenția la energie termică care trebuia să o plătească
statul român nu a fost achitată și s-a determinat o această întârziere. Am înțeles, statul român e de vină dumneavoastră. Iar cetățenii vor să facă haz de necaz, festivalul berii, iar primăria se apără, spune, domnule, e simplu că ăsta e capitolul bugetar, dar cine l-a pus acolo? Cine a pus acolo aceste sume în an de criză? Probabil cetățenii din Onești preferă să se încălzească vara la grătare ca să le țină de cald iarna, că nu au căldură. Nu mai au căldură. Vă mulțumesc, domnule primar. Mai am încă un exemplu rapid, imediat, domnule Ghizdeanu. Avem la Bistrița, doamnelor și domnilor, Consiliul Județean Bistrița Năsăud vrea să dea un sfert de milion de euro pe o cruce înaltă de 30 de metri. Monumentul va fi ridicat în curtea mănăstirii Pas.